Lucrările care au debutat în cursul nopții trecute se află în plină desfășurare. Sunt deschise 5 zone de lucru cu 10 puncte de intervenție. Peste 20 de echipe de intervenție, atât din partea constructorului, cât și din partea Raja ESA, lucrează în ritm intens pentru racordarea tronsoanelor de conducte de aducțiune noi la rețeaua de aducțiune existentă și conectarea mai multor puțuri la instalația nou executată. Cea mai complexă lucrare este la intersecția dintre Bulevardul Aurel Vlai cu Bulevardul Tomis, unde din forțe proprii s-a schimbat o bucată din conducta de 800 ce pleacă de la sursele Cișmele către stația de tratare Palas. Lucrările de reabilitare a conductelor de aducțiune sunt realizate atât cu finanțare europeană prin programul operațional Infrastructura Mare, program ce prevede investiții în municipiul Constanța de peste 100 de milioane de euro în infrastructura de apă și de canalizare, cât și prin fonduri proprii. Cea mai mare parte a lucrărilor desfășurate în cursul nopții trecute și în cursul acestei zile sunt de fapt conectările ce se realizează la conducta nouă de aducțiune, conducta de 800 de milimetri, ce pleacă de la sursa Caragea-Dermen și asigură necesarul de apă pentru stația centrală de tratare și pompare Călăraș. Rețeaua înlocuită are o vechime de aproximativ 50 de ani. Prin acest proiect se va mări capacitatea de transport de la sursele de mare adâncime, având în vedere că necesarul de apă crește odată cu expansiunea demografică, dar mai ales în perioada sezonului estival, când există riscul să nu putem asigura serviciile la parametri cantitativi optimi. Pentru executarea acestor operațiuni de anvergură în bune condiții și pentru a respecta timpul de finalizare a intervențiilor, lucrările pregătitoare au debutat încă de săptămâna trecută. S-au degajat zonele și s-a asigurat protecția acestora. S-au făcut săpături, au fost pregătite echipamentele, piesele și dispozitivele necesare.